Bun găsit, prieteni! Psihopatii din ziua de azi sunt peste tot în lume. Ei trăiesc zilnic printre noi și îi puteți observa aproape peste tot. La televizor, în filme, la școală, la locul de muncă sau chiar lângă tine în autobuz. Conform studiilor, între 35% dintre oameni pot avea tendințe psihopatice, dar asta nu înseamnă că toți sunt criminali sau violatori. Însă, cu toate astea, pot fi periculoși. Iar înainte să vă panicați în fața posibilității ca Hannibal Lecter să vă pândească la fiecare colț, iată câteva lucruri interesante despre psihopați. Sociopații și psihopații nu sunt la fel. Deși ambele condiții se bazează pe lipsa simțului de bine sau de rău și empatie scăzută, sociopatul are o conștiință, psihopatul nu. O altă diferență importantă constă în faptul că sociopatul se poate purta impulsiv, lăsându-i pe cei din jur să observe lipsa sa de empatie, pe când psihopatul mereu va fi mascat după un comportament inteligent și charmant, mimând foarte bine emoțiile pe care nu le poate simți. Psihopatii sunt asociați aproape mereu cu violența, în special cu crima. Cele mai importante trăsături ale unui psihopat nu se învârt însă în jurul violenței, ci în jurul lipsei de empatie, egoismului și manipulării. Nu toți își folosesc aceste abilități pentru a comite infracțiuni, mulți dintre ei fiind oameni de afaceri de succes datorită naturii lor nemiloase. Dintre profesiile în care poți întâlni cei mai mulți psihopați se numără jurnaliști, avocați, chirurgi, agenți de vânzări, bucătari, polițiști, funcționari publici, clerici și președinți de companii. De cele mai multe ori, un psihopat are o istorie juvenilă. Cei mai mulți dintre ei suferă de tulburări de comportament în copilărie, cruzimea față de animale, nerespectarea regulilor, agresiuni fizice și incendiere sunt indicatorii unei personalități psihopatice în viața de adult. În general, principala emoție a unui psihopat este disprețul și sfidarea celorlalți. Aceasta este mascată de sociabilitate și carismă. Aceasta experimentându-se foarte bine din punct de vedere verbal. Mai mult, în urma studiilor, psihopații pot să dispună de un coeficient de inteligență peste medie, fiind excelenți susținători ai propriilor puncte de vedere și deținători ai unei logici impecabile. Sper că ți-a plăcut videoclipul și ca de fiecare dată să ne auzim curând la unul nou. Dar până atunci, eu îți mulțumesc de vizionare și îți urez numai bine!